Astăzi s-a împlinit fix o lună de la data de 6 decembrie, când la Buzău, într-o sâmbătă după amiază, a explodat bomba că procurorii DNA au deșins acasă la președintele Consiliului Județean Buzău, Cristi Bugiu, pentru a instrumenta un caz de luare de mită. În aceea seară, Bugiu a fost invitat de anchetator la București pentru audieri, iar în acea noapte a apărut cu cătușe la mâini după ce procurorii au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore. A doua zi, Bugiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar comunicatul DNA a făcut referire la încasarea prin mai mulți intermediari a unei mite de 500 de milioane de lei vechi. În ultimele zile, la apropierea scadenței celor 30 de zile de arest preventiv, printre susținătorii lui Bugiu a apărut speranța că acesta va fi eliberat. Speranțe deșarte, întrucât încă de anul trecut, de pe 19 decembrie, procurorii au cerut și obținut la Tribunalul București prelungirea cu încă 30 de zile a arestului preventiv. Avocații lui Bugiu au depus o contestație care se va judeca zilele viitoare, însă șansele de reușită sunt minime. Bugiu poate fi reținut în arest preventiv maxim 180 de zile, adică o jumătate de an. Această perioadă îi se va scădea mai apoi din durata eventualei condamnări.